Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, cafeaua de dimineață, mesagerul de neamț, știri din neamț. Continuăm șirul prea frumoaselor noastre emisiuni. Trebuie să fac câteva precizări înainte de a începe emisiunea de astăzi. În primul rând că am primit o critică de la mai mulți oameni care se uită la emisiune. Mulțumesc frumos tuturor celor care se uită și cei care se uită de plăcere, cei care se uită din interes și cei care se uită la ordin. Este, mă rog, alegerea fiecăruia. Eu le mulțumesc tuturor pentru că fac parte dintr-un public inteligent. Deci, critica care am primit-o a fost, domnule, nu mai discutați atât de multe subiecte într-o emisiune. Discutați unul, maxim două subiecte, că lucrurile sunt prea multe de digerat odată. De acord cu dumneavoastră, dar ieri era nevoie de toate cele trei cazuri ca să nu spună cineva că, domne, uite, te-ai axat numai pe municipiul Piatra Neamț și ai neglijat alte instituții. Dar astăzi două subiecte, unul în continuarea a ceea ce am discutat ieri și al doilea nou-nouț, dar cu oameni pe care îi cunoaștem de foarte mult timp, oameni de frunte ai societății noastre multilateral dezvoltată din Neamț. Bun, să începem. Vă spuneam ieri despre un festival, Cult Fest, care ar trebui să aibă loc și sigur va avea loc. Noi luăm jucăria nimănui. Va avea loc în baza Virgil Bărbuceanu de la Strand. Pe scurt, ca să nu plictisim, un domn de la, fost la Roman, acum locuitor la Piatra Neamț și cu locul de muncă la Piatra Neamț, a venit la primărie și a spus, domne, haide să facem un prea frumos festival. Domnul primar a achiesat, a apărut un proiect de hotărâre în care apar și niște minciunele, între timp s-au corectat ele, că vezi, doamne, a fost din nebăgare de seamă și din viteză. Nu mai contează, era esențial ce s-a modificat, o minciună acolo, dar hai să o luăm și pe asta, o înghițim așa pe nemestecatele. Și s-a spus așa, bă, voi primăria dați niște bănuți ca să fac eu festivalul, eu pun alți bănuți, dar am dat și terenul și pentru că nu puteți da banii așa, plătiți voi o scenă. S-au pus niște prețuri acolo, închiriați voi niște toalete ecologice, s-au pus niște prețuri, închiriați un generator. Apropo, am verificat cu cât se poate închiria un generator suficient pentru o asemenea manifestare. Cel mai mic preț pe care l-am obținut de la o firmă de undeva din Botoșani era de 100 de euro pe zi. Până la 12.000 de lei, mai este un pic. Da, mai contează. Acolo intra și combustibilul, probabil, și știți că s-o scumpit. Deci, asta era ceea ce am spus noi ieri, o golăneală făcută cu ștaif de către un om care este consilierul șefului de la Agenția Dezvoltare Nord-Est, pe numele său Hrib, nu șeful, ci domnul consilier, care a mai făcut niște asemenea activități la Roman. Bun. Acum, de unde vine sfidarea cu S mare? Ia să vedem dacă așa se scrie.
Da, sfidare cu S mare. De unde vine sfidarea? Păi băiatul ăsta a vândut bilete, vinde bilete, dinainte de a se aproba hotărârea. Adică, în Consiliul Local avem niște marionete, din punctul domniei sale de vedere, și al domnului primar, scuze, îmi pare rău, pentru că și primăria face promovarea festivalului înainte de a se da drumul la hotărârea de Consiliul Local, ca ea să-și intre în atribuții. În condițiile astea nu mai avem ce discuta. S-a întors cu fundul în sus situația. Primarul nu mai așteaptă hotărârea Consiliului și dă undă verde pentru promovarea festivalului, iar consilierii sunt pe post de Pinocchio. Și maestru Geppetto de sus. Întrebarea este, cine e maestru Geppetto? Așa că, ce să mai discutăm? Avem o sfidare la adresa Consiliului Local. By the way, ca să spunem așa, într-o românească păsărească, dacă Consiliul Local acceptă această chestie, de mâine încolo trebuie, obligatoriu trebuie, începute demersurile pentru strâns semnături și demiterea acestui, deci pentru noi alegeri la Consiliul Local, pentru că nu ai cum să fii consilier local, să accepți o asemenea umilință totală. Unii dintre consilieri locali spune, eu o să mă abțin la această hotărâre. Serios? Serios? Chiar așa? Te abții pentru ce? Că n-ai părere sau ți-e frică de domn primar sau de domnul de la Cult Fest? Păi să nu credeți că domnul de la Cult Fest este venit așa parașutat, să zicem, de oriunde. Nu, domnule, domnul de la Cult Fest este venit de la Barcelona. Deci el n-a venit așa oricum. Nu, nu, te rog frumos, mai las un pic, că după aceea discutăm. El este venit taman din Barcelona. Mai avem și alții. Unii au venit din Danemarca și lucrează la ADRN. Alții au venit din Norvegia și sunt în Pasca, în Parlament. Alții au venit din Republica Dominicană și lucrează în primărie și la Agenția Dezvoltare Nord-Est, ca să închidem cercurile. Deci, cine spunea că diaspora nu e reprezentată la noi, se înșeală amarnic. Este reprezentată fix unde trebuie. Bun. Deci, domnul ăsta nu e așa aterizat de oriunde. El a fost în Roman. Și în Roman s-a bucurat de un statut deosebit. A venit ca un tânăr care revigorează activitatea tineretului din Roman, la fel de mult cum o face și Ioana Bulai în momentele astea. Putem remarca și alte afinități, alte asemănări de limbaj între cei doi, dar trecem peste asta. La Roman a făcut epocă modul în care s-a organizat un festival Cult Fest, când consilierii locali din Roman au aprobat la presiunea primarului de atunci, domnul Micu, director de Trista Amintire la spitalul din Piatra Neamț, în timpul lui având loc incendiu respectiv, deci domnul Micu ca primar, a insistat și i-a dat stadionul gratis, jumătate din baza de acolo, de alături gratis, i-a dat posibilitatea să aducă firme care să ofere produse cetățenilor care veneau acolo fără să încaseze bani, i-a mai dat și 1 miliard lei vechi ca să aibă cu ce să facă festivalul și uite așa, domnia sa a evoluat. E adevărat, anul trecut i-au dat la popou cei de la Consiliul Local
din roman, când a venit din nou cu șmecheria asta și a zis, bă, băiatul, stai un pic, dar tu cu ce contribui în afară de... Tu te și organizează-ți festivalul și scoți banii și foarte bine și plătești, nu mai veni la noi cu mâna întinsă. Mâna întinsă. Și pentru că nu s-a mai putut la roman, s-au găsit ONG-ști în Piatra Neamț. Bine, vă dați seama. Totul este îmbălsămat frumos, dar să știți că și materia aia de îmbălsămat, la un moment dat, nu mai ține. Și pute. În cazul ăsta, pute urât. Urât de tot. De ce? Eu îmi doresc să fie în fiecare săptămână câte un eveniment în baza hipică sau oriunde. Primăria, dacă îl face, să dea bani. Dar dacă vine unul și spune, domne, știți, eu pun bilete și o vedea noi după aceea cum facem, este o șmechereală, o golăneală și o sfidare, pentru că n-au mai așteptat votul consilierilor locali. Repet, dacă consilierii locali de astăzi nu iau atitudine în privința acestui proiect, bine, mai este varianta ca domnul primar să înțeleagă că nimeni nu ia jucăriile dacă retrage proiectul de pe ordinea de zi. Eu înțeleg, la o anumită vârstă și la un anumit entuziasm al funcției, simți nevoia să ai jucăriile tale, să nu se joace, să nu-ți dea alții jucăriile, să joci numai cu jucăriile altora. Vezi obligațiuni municipale, vezi alte lucruri care s-au întâmplat prin Piatra Neamț și o trebuie să te joci cu ele. Sau trebuie să te joci cu ele. Vrei să ai și tu jucăria ta. Bun, eu înțeleg, dar poți să o ai acasă. Și poți să retragi un proiect și să-l repui pe ordinea de zi după ce se respectă toate regulile. Nu să dai ordin, să faci publicitate înainte, pe site-ul primăriei. Pe site-ul primăriei. La cine? Pentru ceva ce încă nu este aprobat. Nu e primul caz. Clar că nu e primul caz. A avut un mentor bun la Consiliul Județean, domnul Carabelea. Acum arată-mi un pic pe domnul Hrib, apropo de Consiliul Județean. Fă mare, te rog, așa. Stai să văd dacă eu reușesc să citesc de acolo. Nu reușesc să citesc de acolo, așa că o să mă scuzați o secundă ca să pot eu să citesc de la mine de aici, dacă găsesc pe undeva. Mă rog. Ideea este că domnul Hrib, așa cum apare el acolo, a fost nominalizat la Gala Ambasadorilor Nemțeni 2020 la secțiunea Tineret și Voluntariat. Noi știm cum se făceau nominalizările la gala respectivă. Am și participat la un moment dat la un fel de ședință pentru nominalizări în domeniul culturii și a venit un domn la masă și a spus, bună ziua, domnul Ionel Arsene nu poate participa, cam astea sunt propunerile lui. Și, deci, ca să înțelegeți, propunerile la gala ambasadorului nemțeni erau perfect coordonate. Și observăm aici și cine l-a votat așa din prima pe domnul Sebastian Hrib, Carmen Nastase, directoarea de la Centrul Carmen Seculare, un centru care ar fi putut să-i ofere consultanță domnului Hrib în momentul când s-a discutat despre închirierea de scene. Pentru că cei de la Carmen Seculare închiriază scene de multe ori și știu exact prețurile și ar fi putut să-l consilieze, să nu pună prețurile așa de mari, chiar să-l ajute cu o scenă mai ieftină. Da, mă rog, astea sunt problemele de alt tip. Încheiem și spunem că domnul Hrib este un domn orientat. A venit din Barcelona, a lăsat Barcelona pentru Roman, Romanul pentru Piatra Neamț, primăria Roman pentru primăria Piatra Neamț, unde nu e așa, există posibilități mai multe și un primar mai cu apetență spre ONG-uri. Pentru că trebuie să știi până la urmă cum funcționează sistemul atunci când faci un proiect de genul acesta. Important este să ai
relații. Asta este primul subiect. Al doilea subiect ține de, nu da titlul încă, ține de ceea ce noi numim nu ocult locală, că nu e ocultă, chiar ar însemna să ne batem joc de ocultă. Ceea ce înseamnă lanțurile de iubire care există și de interese care există între niște băieți și fete și doamne din neamț, legați prin mii de lucruri, legați prin mii de lucruri și care fac parte dintr-un corp de elită, l-aș numi eu, legat de, vă spuneam, interese personale și de grup. O să țineți minte din filmele alea americane, dacă nu mă înșel, era un corp de elită în Marina americană, dacă nu mă înșel, care erau super antrenați, așa, și aveau un slogan: nu lăsăm pe nimeni în urmă. Adică, dacă unul cădea, făcea orice și l-aduceau să-l repatrieze acasă, de pe front. Ei, la neamț funcționează același principiu. Nu lăsăm pe nimeni în urmă. Și vă dăm un caz. Cazul Cristina Păvăluță. Cum nu știți cine este Cristina Păvăluță? Ei, nu se poate. Te rog să-mi dai fotografia doamnei Cristina Păvăluță. Deci doamna Cristina Păvăluță este fără mișto acum, un profesionist în domeniul asistenței sociale. A fost director la DGASPC ani mulți, așa. Ei bine, doamna Cristina Păvăluță, după ce a nemulțumit niște oameni din Consiliul Județean, nu spunem cine că e secret și nu spunem de ce, că nu vrem să ne trezim că mergem să facem poze pe la niște chestii, a fost dat afară pentru că merita să fie dat afară în urma unei decizii în alte curs de casație și justiție. Toată lumea se gândea ce o să facă cu un asemenea specialist de acum încolo, că rămâne pe drumuri, nu o să aibă de lucru, nu o să poată să descurce. Ei bine, nu. Cristina Păvăluță a fost recuperată. Acum poți să pui și titlul, dacă vrei. Deci Cristina Păvăluță demonstrează că zicala omul sfințește locul de parcare la Piatra Neamț este mai mult decât actuală. Doamna Cristina Păvăluță ieri la ora 15 la o întrunire de la primărie organizată la cererea primarului municipiului Piatra Neamț, Andrei Carabelea. Deci doamna Păvăluță a apărut în echipa, deci discuțiile au fost bilaterale ca să respectăm așa, pe de o parte domnul primar și oameni din primărie, pe de altă parte domnul Moroșanu de la parking și oamenii de la parking, director economic, și doamna Păvăluță pe post de consultant, consilier, ceva de genul acesta, nu vrem să greșim pentru că ambele poziții sunt extrem de onorabile. Bun, o să spuneți ce, și-a găsit omul un loc de muncă. E adevărat. Dar ce vă spuneam înainte, că acel corp de elită, de oameni din neamț, care aplică principiul nimeni nu rămâne, nu lăsăm pe nimeni în urmă, a funcționat. Deci corpul de elită și interesele au funcționat. Și doamna Păvăluță a fost recuperată și adusă la parking. O societate care, în momentul acesta, nu își are obiectul muncii. Nu își are obiectul muncii. Ea este la întâlniri bilaterale cu primăria, care primărie vrea să-i dea înapoi parcările după ce i le-a luat, pe motiv de neputință. Aici nu e vorba de neputință. Vorbim de neștiință, lipsă de interes și de interese de alt tip pe la spate. Dar trecem peste asta. Deci, doamna Păvăluță ajunge la parking. Bun.
Hai să ne aducem aminte de ce doamna Păvăluță nu mai putea să fie director la DGASPC. Păi să vă spunem imediat. Imediat vă spunem, numai o secundă, ca să nu... În martie 2019, Mesagerul de Neamț publica un material care se chema așa. Un trio de legendă. Constantin, Păvăluță, Dulamă. O să spuneți care-i povestea. Păi vă spunem imediat. Doamna Păvăluță a fost declarată incompatibilă de către, sau un conflict de interese, și mai are importanță acum, de către Agenția Națională de Integritate, pentru că ea era directoare la DGASPC și a fost numită în Consiliul de Administrație, unde credeți dumneavoastră? La parking, care era condus la vremea aceea de domnul Dulamă. Domnul Dulamă, care este în momentul acesta director adjunct la DGASPC-ul, condus la vremea angajării lui de Cristina Păvăluță. Doamna Cristina Păvăluță, când era director, a semnat un contract cu una din firmele domnului Dulamă. Unde? La DGASPC. Domnul Dan Constantin, partenerul de viață al doamnei Păvăluță, declarat incompatibil de mai multe ori în formă continuată, ca să spunem așa, om profund implicat în decizii de la Consiliul Județean Neamț, Apaser, Troleibuzul, Spitalul Județean, vreau să încep cu Spitalul Județean, Primăria Partea Neamț, Parking, Locato, etc., acum consilierul domnului președinte al Consiliului Județean Neamț, a avut și el o perioadă când destinul său profesional s-a întâlnit cu destinul administrativ al SC Parking S.A. Domnul a fost angajat într-o perioadă când era foarte ocupat la partid, adică, vă dați seama, dar mergea 8 ore la parking, după aceea la partid, iar dacă la partid vedeați pe, sau în altă parte, pe la vreo societate, îl găseați pe domnul Dan Constantin pe timpul de muncă cât era la parking, să știți că era vorba de o clonă. Putin are clone, de ce n-ar avea și Dan Vasile Constantin clone? Deci, și el era angajat la parking, la o societate care avea mai puține angajați decât membrii în CA, Consiliul de în AGA, Consiliul de Administrație și cenzori, pe post de specialist de dezvoltare organizațională. Adică, mă înțelegeți, parkingul ăsta trebuia dezvoltat organizațional, adică venea unul și trebuia să întindă o linie, trebuia specializat. Mai mult decât atâta, contractele alea, ați auzit, nu? Ca un soft, care este o creație proprie al parkingului și probabil că totul a plecat de la specialistul în dezvoltare organizațională. Deci, nu era firesc ca doamna Păvăluță să ajungă la parking? Bun, întrebarea e ce să facă la parking, că parkingul nu are obiect de activitate. Bun, dar participă la întâlniri bilaterale cu primăria, deci va da primăria un obiect de activitate, o jucărie, ca să joace. Dar de unde știu ei că va trece în Consiliu chestia asta? În realitate, oameni buni, toate astea sunt jocuri care se fac la vedere. Iar mi-a luat încheierea cineva, pentru că deci sunt supărat că mi-a luat încheierea. Mi-a dat cineva un mesaj și mi-a luat încheierea emisiunii. Doamna Păvăluță este omul potrivit la locul potrivit. De fapt, activitatea de la parking este o activitate socială. Trebuie să dai niște salarii la niște membri în Consiliul de Administrații, trebuie să asiguri niște locuri de muncă, cum ai asigurat lui Dan Vasile Constantin, îi asiguri și doamnei Păvăluță un loc de muncă, plecând de la faptul că, nu-i așa, sunt cazuri,
sociale care trebuie rezolvate de către societate. Societatea este reprezentată la noi de cine? De oamenii care ne conduc. Și atunci ei rezolvă un caz social. A, că sunt și alte cazuri sociale care trebuie rezolvate. Nu putem mulțumi chiar pe toată lumea. În schimb, pe ai noștri, nu îi lăsăm niciodată, îi recuperăm tot timpul. Și să vă dau un exemplu de recuperare, ca să spun așa. La Consiliul Județean, în momentul acesta, printre consilierii președintelui, avem pe domnul Vișan, condamnat într-o primă instanță, pe domnul Mocanu, cu probleme cu spitalul, din câte am înțeles, pe domnul Dan Vasile Constantin, în mai multe incompatibilități, mi-aduc aminte cum a fost el declarat incompatibil, privat, într-o prostie, da? După care, a doua oară, a dat un concurs aranjat la, în comuna, parcă Ion Creangă din Iași, aia nici nu știau cine-i Dan Vasile Constantin și spuneau, da, domnule, l-am văzut la muncă, era, a mers pe teren și el era numit prefect de către PSD și se suprapuneau zilele respective cu concursul și l-au scos din prefect, că era deja prea, chiar și pentru PSD era prea mult. Și a treia oară l-au declarat incompatibil pentru că era la locato și a vândut nu știu ce chestie și a intrat în conflict, ca să spunem așa, cu legea. Deci, toți acești oameni au fost recuperați și ținuți acolo, puși să răspundă pentru spital, pentru nu știu ce, unde se iau hotărâri importante pentru acest județ și acest oraș. Încheiem și spunem așa, încă o dată, un consiliu local care se lasă călcat în picioare, nu că n-ar fi fost până acum, dar care se lasă călcat în picioare în asemenea hal, nu merită să mai funcționeze. 2. Aducerea doamnei Păvăluță demonstrează că avem niște oameni uniți în cuget, în simțiri și în interese și nimeni nu este abandonat dintre cei care fac parte din respectivele oculte de la neamț. Așa că să nu vă mirați de nimic. Să nu vă mirați că mâine, poi mâine, îl vom vedea poate consilier județean local sau, de ce nu, chiar într-o altă funcție, pe domnul Gheorghe Ștefan. Este, până la urmă, zicala aceea că în Neamțul și Piatra Neamț stă sub influența planetei Uranus. Cele bine, cele bune. Numai bine, nu uitați, sunteți pe cont propriu în acest prea frumos județ și în această prea frumoasă țară. Numai bine.